În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi ni se relatează imaginea Tatălui Ceresc și imaginea oamenilor de pe pământ. În conținutul Evangheliei întâlnim două esențe. Unu, faceți voi oamenilor ce doriți să vă facă ei vouă și asta e cel mai simplu. Dacă vrei să-ți faci dușmani, începi să faci rău. Dacă vrei să ai prieteni, începi să faci bine. Dar în finalul Evangheliei spune ceva mult mai frumos și mai complex. Căci cel prea înalt este bun și drept cu cei nemulțumitori. Și iarăși spune, fiți milostivi pe cum Tatăl vostru cel din cer milostiv este. Și acum mă duc cu mintea într-o rugăciune în care spune în Sfânta Evanghelie, tot în conținutul cuvintelor dumnezeiești a Sfintei Scripturi, că soarele luminează peste cei buni și peste cei răi, și peste cei drepți și peste cei păcătoși. Sau într-un consens, și peste cei care merită și peste cei care nu merită. Mulți nu sunt vrednici de lumina soarelui, dar totuși Dumnezeu îi luminează, ca să nu calce cuvântul unei alte evanghelii care spune așa, să nu smulgeți neghinele înainte de a se coace spicele, ca să nu vă tămați grâul. Lăsați să se coacă dinpreună, ca apoi grâul să-l dăm la arie, iar neghinele să le punem grămadă, să le ardem cu foc. Un exeget, cum ar fi Sfântul Ioan Gură de Aur sau alți comentatori ai Sfintei Scripturi, cum ar fi Sfântul Maxim, care a scris Ambigua, sau alți Sfinți Părinți cu tâlcuiri înalte, spun așa, că vremea neghinelor este de fapt vremea judecății, ca să se împlinească un alt cuvânt din Scriptură care spune, cel ce face bine să facă bine și cel ce face rău să facă în continuare rău, că eu vin și plătesc fiecăruia după faptele lui. Deci ce a vrut să spună aici Dumnezeu? Că poate în parcursul acesta de coacere a grâului vreo neghină din lucrare dumnezeiască să se transforme în spic de grâu, pentru că aceste neghine sunt de fapt oamenii stricați ai acestei lumi sau oamenii slujitori diavolului. Și aici mă leg cu Evanghelia de astăzi. Oare există în ortodoxie unde legea este a iubirii și a harului dușmani? Nu există așa ceva. Ortodoxii nu pot avea dușmani. Iubiți-vă unii pe alții ca lumea să cunoască că sunteți ucenicii mei. Și atât de mult a iubit Tatăl lumea încât a dat pe Fiul să se răstignească. Deci iată prețul răscumpărării, iată prețul iubirii. Și atunci prețul nostru care este? Faceți oamenilor ceea ce doriți să vă facă ei vouă. Și acum voi intra la un stih din Psalmul lui David care spune așa, pe cei ce te urăsc cu ură nedreaptă i-am urât. Și iarăși dușmanii tăi, Dumnezeule, neprieteni mi s-au făcut mie. Deci cine sunt dușmanii noștri? Cei din tâi sunt cei care hulesc dreapta credință. Deci aceștia sunt dușmanii lui Dumnezeu și dușmanii noștri. Într-o altă evanghelie spune așa, dușmanul tău, casnicul tău. Interesant. Când Dumnezeu vorbește de iubire, să spui că dușmanul tău, casnicul tău. Deci ne izbim iarăși de același esențial lucru în care spune Evanghelia. Cine iubește pe tată sau pe mamă, pe frate sau pe soră, holdă, țarină sau pământ sau fiu sau fică, nu este vrednic de mine. Dar cel ce va urî pe mamă, pe tată, pe fiică sau va lăsa, sunt termene diferite, dar în contextul Evanghelilor, acela e vrednic de mine. Și acum eu te întreb, cum poți să urăști pe mama ta și pe tatăl tău când Decalogul spune negru pe alb? Cinstește pe părinții tăi dacă vrei să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Este vorba de acea pildă din Sfânta Evanghelie care spune așa, dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine ca să mergi mutilat spre cer și nu întreg în iad. Dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și scoate-l de la tine. De ce lucrul acesta? Ne arată că atunci când este vorba de dreapta credință,
Când este vorba de păstrarea dogmei și a învățăturii ortodoxe, cea care este de fapt comoara sufletului nostru, Hristos, trebuie să nu ținem cont nici că ai de-a face cu mama sau cu tata sau cu fratele sau cu sora, pentru că Apocalipsa vine și spune așa: voi despărți pe soacră de noră, pe mamă de fiică și pe tată de fiu. Și ce tâlcuiesc Sfinții Părinți? Când spun că va despărți pe tată de fiu, trupul va sta în iad și sufletul se va duce și se va chinui și el veșnic. Dar dacă te vei răscumpăra de păcatele tale, trupul va putrezi și sufletul va merge la Dumnezeu și se vor întâlni împreună când la obștească judecată. Și iarăși în Sfânta, identic același lucru, referindu-se la mamă și la fiică, este vorba de inima noastră ticăloasă și patimile din ea, pe care noi le alimentăm. Voi despărți pe mamă de fiică, deci nu voi lăsa în iubirea de sine să saltoiască celelalte păcate. Că așa spune și în Psalm, fiica Babilonului ticăloasă, fericit cel ce va lovi pruncii tăi de piatră. Deci nu o lași pe minte să sclipească gânduri ticăloase înaintea Dumnezeu, ci o pui cu rugăciunea Iisus, cu piatra Hristos, ca să se împotmolească gândul și să moară. Un alt lucru care trebuie să-l ține minte, tot în Apocalipsă, spune așa, un text greu de abordat, dar frumos de citit. 1. De vor fi doi în pat, unul se va lua, unul se va lăsa. De vor fi doi la moare, unul se va lua, unul se va lăsa. De va fi doi la țară, nu? Unul se va lua, unul se va lăsa. De vor fi doi pe acoperiș, unul se va lua, unul se va lăsa. De ce toate acestea? Ca să ne arate că atunci când e vorba de Dumnezeu, înaintea lui Hristos și a scaunului de judecată, la acel tron veșnic din veac, atunci când se vor pune pecețile și se vor deschide judecățile acestui pământ, nu se va mai ține cont de lacrima mamei că lăcrimează pentru fiu sau de lacrima prietenului că lăcrimează după tovarășul lui. Acolo ai făcut ori bine, ori rău. Cei de-a dreapta sunt binecuvântații tatălui meu și cei de-a stânga nu-i cunosc pe ei. De ce nu-i cunoaște? Fiindcă nu i-a cunoscut nici în viață niciodată, pentru că Hristos a spus, din porunci mă veți cunoaște. Și deci care sunt primii noștri dușmani? Primii noștri dușmani sunt cele cinci simțuri ale noastre. Iubiți pe vrăjmașii voștri. De ce trebuie să iubim? Cine grijește trupul, poartă grijă de templul Duhului Sfânt sau casa sufletului. Dar în același timp, trupul trebuie smerit prin ce? Prin post, prin asceză sau prin rugăciune. Și de ce trebuie smerit? Cum spun filocaliile, ca să nu lungim povestea, e ca un cal îmbuiestru căreia dacă îi dai mâncare multă răstoarnă căruța și e ca un cal bine zăbălat când i-ai pus în gură acele strângături din fier și el merge după cum îi poruncești. Ei, acest fier al rugăciunii și al postului face să nu neteze trupul. Întotdeauna poate aveți tentația să credeți că în fața păcatelor vorbim doar de păcatul desfrânării. Niciodată. Nu stă Dumnezeu să se cramponeze în eruditul păcat al desfrânării. Nu aceasta îl interesează pe Dumnezeu. Până la acest păcat animalic sau dobitocesc, prin care așa îl numește David, fiindcă este al împreunării după trup și nu al împreunării după duh, sunt mii de păcate care sunt mult mai importante și mai grele înaintea lui Dumnezeu, de aceea unele se numesc împotriva Duhului Sfânt, altele se numesc strigătoare la cer și abia în cele din urmă păcate de moarte. De ce de moarte? Pentru că îl omoară pe suflet înainte de moartea trupului. Dar omul se poate ridica din ele prin pocăință și aici nu atingem subiectul, că nu aceasta e tema de azi. De ce v-am amintit acest lucru? Foarte multă lume crede că noi postim ca să nu ne desfrânăm. N-are nicio treabă. Aceasta este în mentalitatea omului care n-are contact suficient cu Dumnezeu. Noi postim pentru că au postit Sfinții. Ne rugăm pentru că s-au rugat Sfinții. Ne înfrânăm pentru că s-au rugat Sfinții. Priveghem pentru că au privegheat Sfinții. Deci ce facem? Încercăm acea imitațiune a icoanei lui Dumnezeu
care veșnic priveghează, veșnic veghează. Hristos a stat în munte 40 de zile fără să guste nimic. Să nu credeți că îl impresionează pe el postul cu borcane de zacuscă sau cu pește făcut la cuptor sau cu cartofi prăjiți sau cu pâine dulce sau cu băuturi răcoritoare cu sau fără un de lemn, cum spunem noi mâncărurilor de post, ci când postești, spală fața ta, unge capul tău, nu fii ca fățarnicii care umblă cu fețele smorite să arate că postesc. Deci postirea să fie o armă și nu o virtute, iar acea armă să fie făcută cu atâta discreție, încât nimeni din cei din jur să nu priceapă că tu ai fi într această taină a postului sau ai fi într această lucrare, ca și cumva, uite ce pedeapsă, vai, bieții ortodoxi, 6 săptămâni să mănânci cartofi. Dar nu te oprește nimeni, poți să mănânci ce vrei tu. Dar o faci în respectul față de Iisus, care 40 de zile nu a gustat nici pâine, nici apă. Când a venit diavolul să-i aducă pâine, a spus, omul trăiește și cu tot cuvântul lui Dumnezeu, adică cu Sfânta Împărtășanie și învățătura dreptei credințe, care e o hrană mai puternică, și de aceea vezi bătrânele de 80 de ani, 70 de ani, 60 de ani, că postesc și sunt sănătoase și sunt ascuțite ca niște seceri și încovoiate, dar nu cedează postului, și vezi dita-i omul bradul verde și frumos, părinte, am ulcer, am diabet, am ciroză, am pancreatită, de ce? Tocmai pentru păcatele și necredința lui Dumnezeu îl smerește și îi spune așa, nu te poți osteni, te ostenesc eu. Și începe osteneala în mod invers. Nu începe pe fond spiritual, ci începe pe fond trupesc. Pastila costă bani, spitalul costă bani, regimul costă bani, tratamentul costă bani, osteneala costă bani, injecția costă bani. Deci toate sunt iarăși un efort care te aduc la Dumnezeu. Dar în clipa în care îți spune medicul, aveți grijă ce mâncați, trebuie să mâncați asta, 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 devine sfințenie. Dar dacă spune Hristos, nu e important. Deci aceasta este prima relatare în care casnicii noștri, dușmanii noștri, cele 5 simțuri, sunt nemulțumite de contactul cu legea lui Dumnezeu. De aceea spune, faceți lor ceea ce vreți să vă facă oamenii vouă. Deci în momentul în care vrei să fii om, du-ți simțurile la nivelul uman, ridică-le la nivel spiritual, transformă-ți văzul în priviri duhovnicești, transformă-ți limba în cuvinte dumnezeiești, transformă-ți auzul în cântări duhovnicești sau rugăciuni, transformă-ți mâna în cărarea milostenilor bune, picioarele în cărările Evangheliei și a faptelor demne de creștin. Și iată că primul dușman l-am smerit. Deci l-am smerit. L-am pus și l-am făcut prietenul nostru. Și unde găsim aceasta scris? Tot în psalmii lui David, unde spune așa, în dimineți am ucis pe toți păcătoșii pământului să nu stăpânească în cetatea Domnului cei ce lucrează fără de lege. Adică în sufletul nostru să nu stea niciodată gândul, pornirea rea de răzbunare, pornirea rea de ură, de răutate. Voi știți că noi ortodoxi am tratat acest subiect. Avem această calitate prin puterea botezului și a îngerilor păzitori și a harismelor Duhului Sfânt, să avem acest război cumplit cu dracii și când te uiți la ortodoxi, ai impresia că sunt ei mai răi ca dracii. De ce? Pentru că sunt chinuiți și nu știu de unde. Din văzduh, frații mei, din văzduh, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, auzi cu câtă înțelepciune. Și iarăși Sfântul Efrem Siru strigă în câte o zi din aia mare de post, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, Duhul mândriei, a părerii de sine, a nedreptățirii aproapelui, toate celelalte, Duhul stăpânirii de sine, nu mi-l da mie, Duhul curăției dă-mi mie, a dragostei, a răbdării, dăruiește mie, Doamne, să pot să-mi văd păcatele mele, să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecea mine. Deci vedeți cum vin duhurile pe neștiute. Și acelea știți cum vin? Vin așa, unii spun energie negativă, alții spun atac energetic, unii spun vampir de energie, n-are nicio treabă, zdraci în toată regulă. Vin și țes văzduhul cu patimile lor și Sfântul Antonie ne spune că sunt atât de deși, mai deși ca sita.
Și la un moment dat a exclamat și a zis, Doamne, zice, dar dacă mi-ai dat să văd cerul atât de întunecat din cetele demonilor, cine va birui dintre creștini ăștia nepăsători, care ei nu știu ce înseamnă lupta cu întunericul? Și s-a auzit o voce dumnezeiască, smerenia. Deci iată, dacă ești bun, ajungi la cuvântul Mântuitorului care a spus, învățați de la mine, sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Iată ce frumos! Pentru că Hristos a spus, milă voiesc, nu jertfă. Dacă ești bun, ai milă? Categoric. Dacă ești rău, poți să ai milă? Categoric că nu. Și atunci, îndemnăm pe toți creștinii noștri pentru a putea împlini legea iubirii la ce? La milă. Milă. Să avem milă. Și ce înseamnă milă? Poate o să trăiți cu impresia că iar vă iau cu politica împărțitului mărului, a pâinii, a milostenii. Nu! Mila înseamnă să ai răbdare, mila înseamnă să nu te enervezi, mila înseamnă să suporți prostia celui de lângă tine, mila înseamnă să tolerezi neștiința altcuiva, mila înseamnă să treci cu vederea mediocritatea cuiva în exprimare sau în gândire sau în ceea ce face. Pentru că fiecare avem carențele noastre, nimeni nu e perfect. Și a spus Dumnezeu prin gura Evanghelistului Ioan, de-ar fi viața omului o singură zi, nimeni nu e fără de păcat. Deci iată ce frumos. Nimeni, oricine ar fi el, nu a spus apostolul la fel. De-am ști toate limbile pământului, de-am cunoaște toate tainele și prorociile, morții de i-am înviat. Dacă nu am dragoste, nimic nu folosește. Deci vedeți, mila. O altă formă a dragostei sau a milii este dragostea. Dacă ai dragoste, ai și milă, că nu te lasă inima să te uiți la cel care suferă. Faci un gest. Indiferent că este vorba de o vorbă, că este vorba de un sfat, că este vorba de ceva fizic sau în mână, ceva palpabil, o pâine, un ban sau ceva, deci ceva te îndeamnă să-l ajuți și dacă l-ai ridicat din șanț și-i tot o milă. Și acum să ne întoarcem la ortodoxii noștri. Aici între ortodoxi găsim două feluri de vrăjmași. Vrăjmașii potrivnici nouă și ăștia sunt cei mai deși. Și aici am să vă fac o distinție. Mult râde Dumnezeu în cer, ca așa spune psalmistul David, și a slobozit Dumnezeu după mintea lor și după inima lor și a râs Domnul de dâns. Și citiți în una din catisme, undeva prin catisma 13, 12, 11. Și de ce a râs de dânsii? Spunea un sfânt din Pateric, tot când râdea înainte de moarte. Și toți părinții îl întrebau, de ce râzi? Păi râd că am scăpat. Nu, dar totuși ai un motiv să râzi. Râd că vă temeți de moarte și nu v-ați pregătit de întâlnirea cu Dumnezeu. Râd că sunteți necredincioși. Ei, de același motiv râde și Dumnezeu. Și am să vă împart acești vrăjmași potrivnici ai noștri, care sunt de mai multe feluri. Să o luăm într-o ordine. Primii noștri vrăjmași sunt vrăjmașii materiali. Și cineva vă zice, dar ce la vrăjmaș material există și spiritual? Da, e dracu. Ce înseamnă vrăjmașul material? Vecinul tău, fratele tău, nașul tău, cumnatul tău, tatăl tău, mama ta, vărul tău, vecinul tău, străinul. De ce? Această întrebare este foarte pusă des în societate. De ce el are? De ce el face? De ce el se descurcă? De ce lui îi merge? De ce el rezolvă? De ce numai la dânsul? De ce și nu la mine? De ce? Și Dumnezeu știți ce spune? De ce? De m-ar fi urmat Israel și ar fi umblat în cărările mele, într-un nimic aș fi smerit pe vrăjmașilor. Și aș fi hrănit cu miere din piatră. Dar au mers după mintea lor și după izvodirile lor și Dumnezeu i-a slobozit pe dânsii. Ce înseamnă că i-a slobozit pe dânsii? A ridicat harul Duhului Sfânt. Deci în momentul în care noi în societate dăm cu barda. Și ce înseamnă a da cu barda? Să nu credeți că de acum toată lumea umblă cu toporul sub soare. Nu! Turnăm la DNA, turnăm la poliție, bârfim între rude, bârfim între prieteni, între tovarăși, între semeni, ăla face așa, ăla face așa, ăla face așa. Și acum acești dușmani se împart pe pismă, pe invidie, pe răutate, pe orgoliu, pe mândrie.
Și în felul acesta îi înmulțim pe vrăjmașii noștri. Dar de ce reușim să îi înmulțim? Pentru că în clipa, spune Solomon, când cel nebun vede un lucru, drepte sunt cărările Domnului în mintea lui. Și el vine și spune, nu, eu am dreptate. Celălalt avea părintele Cleopa o expresie din filocalie legat de dracul acesta al vrajbii. Lățitus a măritus a mulțitus a. Cam așa cumva este textul, spunea prin predicile sale. Deci face dracul dintr-un țânțar un armăsar, dar cum? Dintr-o vorbă spusă în el la locul ei, în loc celălalt să spună iartă-mă, celălalt ia foc și spune patru vorbe. Și atunci îți dai seama cât de mult se iubesc oamenii. Și atunci îți dai seama cât de mult te iubește semenul tău, cei enumerați de la rudă până la străin. Când începe în urma unei discuții puierile și inerente sau fără fundament, să-ți spună în față toate viciile tale de acum 20 de ani, de acum 30 de ani, de acum 40 de ani până la zi. Lasă că te știu eu cine ești tu, că ai făcut atunci așa și ai dres atunci așa și lui ăla i-ai făcut așa și lui aia i-ai făcut așa și lui celălalt i-ai făcut așa. Iete, Domnule, unii arhiva mea personală și eu nu știam. Uite ce bine era dacă știam că te încadram arhivar. Deci, acela este dracul ranchiunii, așa se cheamă. Și i-a catalogat Filocalia ca fiind trei feluri de draci asupra mâniei acestea. Zacos, Holos și Katos. Zacos ăsta nu termină niciodată, ăsta durează ani de zile. Holos e ăla care face gălăgie multă și tam-tam, ce vedeți la ProTV. Și Katos te-ai mâniat și ți-a trecut, spune psalmistul David. Mâniați-vă și nu greșiți și în așternuturile voastre vă căiți. Adică te-ai pornit, te-ai înfuriat, ți-a trecut, te-ai iertat. De aia și spune, să n-asfințească soarele într-o mânia voastră. Sau ajunge zilei răutatea ei, e un termen al Sfintei Scripturi. Și aici, după ce am trecut de dușmani aceștia materiali, care înseamnă orgoliu și toate patimile din noi, mai vin și dușmani raționali. Poate ați avut ocazia, eu nu o spun cu răutate și n-aș vrea să lovesc pe nimeni, ci doar o spun la nivel de întâmplare. În toate domeniile de muncă în care vă desfășurați activitatea, aveți șefi mai buni sau mai proști. Și ai văzut, dacă șeful e un om superior, își vede de treaba lui și ai liniște. Te duci cu drag la serviciu, ți-ai luat banul, te-ai întors acasă, ești liniștit. Dacă ai un cretin, începe nenorocirea, stresul, boala, neliniștea, cearta, contradicțiile și așa mai departe. Și la un moment dat vii și spui, părinte, vreau să-mi schimb locul de muncă, nu mai pot sta în locul acela, că e caniat. Deci aceea ține de intelectul celui care te conduce. Aici, pentru că așa este societatea făcută, cu deștepți, cu mai puțin deștepți, cu mai mulți deștepți și foarte deștepți, poți să întâlnești om care să aibă această calitate. În momentul în care tu, în calitatea ta profesională, ești bun, să poți să ridici întreprinderea sau punctul de muncă la nivelul care îi se stă. Și atunci tu nu ești un dușman, ești un prieten, pentru că vrei binele acelui lucru. În orice, cum e la voi, cu patronatele, cu țăsătoria, cu cusătăria, cu magazinul, cu toate. În momentul în care proverbul popular rămâne la fel de adevărat că stăpânul învață sluga hoață, în momentul în care patronul persecută, omul se închide și se ascunde, în momentul în care nu plătește, alalt e tentat să-l fure, în momentul în care nu-i sincer, celălalt e rău cu el. Dar dacă tu ți-arăți verticalitatea și îi spui, spunem deschis ce te doare, asta nu-mi place, corectează, asta este bine, atunci lucrurile se duc pe un făgaș sănătos. Și ce ai făcut? Ți-ai făcut din dușmanul tău prietenul tău. L-ai educat pe lângă faptul că l-ai ținut să muncească, l-ai și învățat să se poarte, că așa spune. A fi domn nu e o mirare, a fi om e un lucru mare. Deci nu înseamnă că dacă ai bani ești mare. Nu înseamnă că dacă ai o funcție și ești patron, ceilalți sunt sclavii tăi. Apropo de sclavia modernă, deci
ați văzut în vechiul regim, Evul Mediu, epoca antică și când a început perioadele acestea sclavagiste, oamenii erau vânduți ca dobitoace. Ei, noi am depășit această etapă și am intrat într-o epocă modernă în care Hristos a spus așa: semenul tău, oblinda ta, fratele tău, aproapele tău. Și atunci vine Filocalia și spune: suntem într-o etapă spirituală și istorică în care noi suntem om pentru om. Un om oarecare a căzut între tâlhari. A trecut și preotul și diaconul, levitul Vechiului Testament, pe alăturea nu i-a interesat, dar a venit unul străin care n-avea nicio treabă. L-a pus pe asinul lui, l-a dus la casa de oaspeți, l-a tratat și a mai și spus gazdic: când trec eu înapoi veci, ce ai mai cheltuit îți plătesc eu. Iată, binefacerea. Foarte mare lucru, binefacerea. Dacă același lucru l-am practicat noi astăzi, față de seminii noștri, dar bineînțeles, iarăși mă opresc și spun ce înseamnă binefacerea. Așa aș proceda eu personal, nu știu alții cum gândesc. În momentul în care te văd interesat de ceea ce faci, îmi dau tot concursul. În momentul în care tu îți dai tot interesul și eu îmi dau tot interesul. În momentul în care pe tine nu te interesează ce fac eu, nici pe mine nu mă interesează de tine. Adică nu poți să bagi binele cu sila pe gât. Nu o să stau să port grija unui bețivan care își neglijează casa, unui derbedeu care își neglijează familia și unui ticălos care își neglijează îndatorirea de om în societate. Aia e treaba lui. Ei, oamenii singuri, se exclud sau se auto-exclud sau se elimină din societate. Nu elimină nimeni. Nu trebuie forță sociologică, psihologică, psihiatrică și de asistență socială să integrezi golanul în societate, ci este vorba de voința lui de îndreptare. Dacă vrea să intre în societate din nou, să facă ce face toată societatea. Să muncească, să respecte ca să fie respectat, să muncească ca să-i se plătească, cum spune Apostolul Pavel. Să lucrez, așa a spus Apostolul Pavel, uite, citiți, să vedeți, a stat el în a treia călătorie mesianică, pe undeva, printr-un ținut, din ăsta unde făcea răspândirea creștinismului, misiunea aceasta, activitatea misionară, și la un moment dat Pavel a spus: n-am îngreuiat pe nimeni cu trupul meu. Și asta știți, fraților, ziua m-am lucrat și noaptea m-am rugat. Deci iată ce frumos a spus Pavel. Nu v-am cerut, parcă așa spune în epistolă, nici aur, nici argint, nici daruri, se referea unor creștini din zona respectivă. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că și această binefacere, filantropia, cum îi spunem noi, și aceasta trebuie făcută cu socoteală și de aceea Hristos a spus să tremure banul în mâna ta când îl dai, să sude și să nu dai spre o sândă. Iarăși spune, că iarăși Apostolul Pavel frumos spune, bine este a da decât a lua. E adevărat, dar ai și cui da bine. Ai mame cu copii, ai un bătrân paralizat, ai o babă bătrână, ai cui să dai. Ticăloșii și nemernici și necredincioșii, aceia să se ducă să se integreze în Biserica Dumnezeului care slujesc. Nu-i treaba noastră. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că la nivel de intelect, în ziua de astăzi, Apostolul Pavel ne-a lăsat acum 2000 de ani, cu 2000 de ani înainte de Hristos, o frază foarte inteligentă, insuflată de Duhul Sfânt în psalm. Și a spus așa: când veți vedea oameni de nimic urcându-se sus, nelegiuirea mișună pretutindenea. Nu știu dacă a greșit pentru momentul istoric la care noi trăim sau în momentul în care ne desfășurăm activitățile pe pământ, dacă aceea nu-i mai actuală ca oricând. Și noi ăștia moderni folosim termenul inversarea valorilor. Nu este adevărat. Deci suntem în epoca personalităților, să țineți minte lucrul acesta. Au titluri de pomană, au funcții de pomană și nu știu să gestioneze. De aceea se duc toate de râpă, nu din punct de vedere politic, din punct de vedere moral. Când tu ai o conștiință, nu lași mii de hectare nearate. Când ai o conștiință, nu lași și distrugi o țară cu bună știință, ci îți dai interesul ca cetățean al acelei țări, pentru că dai răspuns la judecată de oasele sfinților din pământ,
care stau și zac acolo amestecând pământul cu sânge pentru valoarea spirituală a acelui neam, pentru valoarea morală a acelui neam. De aia strigă biserica pe ostași căzuți pe toate câmpurile de luptă, care au murit pentru apărarea țării, pe cei care au murit în temnițe și în închisori pentru demnitatea ortodoxă și națională, să-i pomenească Dumnezeu într-o părăția sa. Păi când îi pomenește Domnul Dumnezeu, ne trăsnește pe noi, pentru că noi ce-am făcut? Veceu din pământul acesta și-l batjocorim pe el fiind plămădit pe oasele sfinților. Deci iată, următorul dușman al nostru sunt faptele noastre. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos, omul se cunoaște după fapte și pomul după roade. Faptul că pământul nu mai rodește sunt faptele oamenilor. Și care este prima faptă? Fuga de muncă și fuga de Dumnezeu. Dumnezeu ce a făcut? A sădit un rai spre răsărit. Spune Scriptura, nu spun eu. A pus pomi, l-a împrejmuit, l-a creat pe om și i-a spus, stăpânește-l. Ce înseamnă stăpâni? Să nu confundăm cele două mari lucruri cu tentă naturală și să le băgăm în filozofie. A fi proprietar înseamnă stăpâni. A fi chiriaș înseamnă exploata. Și acum eu mă întreb, în calitatea noastră de creștini, noi mai suntem proprietari acestui pământ sau chiriașii lui? Suntem mai degrabă chiriași. Nu ne interesează de ce se distruge, de ce se taie, de ce se strică, de ce se fură, de ce se năruie, de ce se sabotează în mod voit. Nu, nu ne interesează. Spunea înaltul Anania odată într-o predică despre ecologia morală. Vedeți? Ecologia morală începe de unde? De la nu rupe florile din grădină pe care trebuie să le cultivi, să arate casa ta ca un rai. De la nu strica copacii prin pădure, de a nu lăsa mizerie la locul unde te duci sâmbătă în mijlocul naturii și petreci două ore, de a nu arunca gunoaiele în drum, de a nu da foc și a strica natura. Deci, și acestea țin de principiul moral. Deci Dumnezeu nu ne-a dat pământul să-l distrugem, să-l stăpânim. Deci iată încă un dușman al nostru de plin, de care vom da socoteală cu vârf și îndesat. Și care sunt urmările acestor distrugeri morale, ecologice din societatea în care trăim? Azi le-ați văzut singure. Vin munții la vale peste sate și șterg casele, să mută câte o bucată mare de pământ și acoperă câteva hectare de clădiri și terenuri. Alunecările, catastrofele naturale, vin tornade, vin ploi din alea care într-o clipă șterg totul și distrug totul, munca de o vară întreagă. De ce? Ca să ne arate dezechilibrul de armonie dintre om și natură. Și ce a făcut Hristos când a înviat? A sfințit natura și ne-a dat-o binecuvântată, că a stat în pământ, așa spune, în mormânt cu trupul. A stat în iad cu sufletul, ca și acolo când mergem să avem verme, ne-a dormit. Să știm că a existat un Dumnezeu și l-a neglijat. În rai cu tâlharul, ne-a sfințit raiul, să știm că aceasta e ținta noastră, casa veacului nostru, cum se spune, slava lui Dumnezeu. Dar a stat și pe pământ printre oameni ca să sfințească pomul, de aceea a blestemat un smochin neroditor să arate că n-a respectat porunca Creatorului și să blasteme pomul raiului, din care a venit căderea. După aceea a spus că grâul să pune la jetniță, pleava să dea la foc nestins, neghinile să ard cu foc veșnic. Ne-a arătat ce înseamnă ecologia morală. Deci un dușman al nostru este morala noastră. Și știți cine e jandarmul care veghează? Conștiința. Vom fi întrebați în ziua judecății, vedeți cât de frumos, hai să luăm țăranii ăștia proști de la țară, care nu dăm noi doi bani pe ei. Care era mentalitatea țărănească? Să faci o casă, să pui o livadă, să faci o fântână, să crești un copil, să pui o troiță la o răscruce, o fântână într-o tarlă îndepărtată să bea lumea apă și ce să mai faci? Să faci un pod. Vă aduceți aminte? Care sunteți mai bătrâni? Ei, spuneți-mi mie cine se ocupă de treaba asta. Ne-am mutat toți la bloc, da? Ni lene să ne dăm scara cu var sau să punem femeia de serviciu să spele scările. Stăm ca în grajd. Dar de ce? Interiorul nostru reflectă exteriorul nostru. Asta nu ține nici de administrator, nici de șeful de societate. Ține de noi înșine.
toate cucoanele dintr-o scară, dacă într-o zi se pun cu câte o găleată de apă și câte un mops, spală de sus până jos și vopsesc fiecare câte un chil de vopsea și e frumos pe scara lor. Dar stau ca la porci, eu am fost pe niște blocuri, parcă e în grajdă. Și nu spun asta că mă interesează. Morala din tine. Păi cum vrei să te simți bine pe pământ când pământul arată ca o cocină? Păi cine l-a făcut ca o cocină? Omul. Iată, deci dușmanul al treilea, deci după dușmanul fizic, cel material, este morala din noi. Și ultimul dușman, știți cine este? Ultimul dușman din noi, patimile. Spune fiul îndrăcit că în momentul în care a căzut acolo la pământ și se zbătea, tatăl i-a zis Mântuitorului, de multe ori cade în apă, de multe ori cade în foc. Și de multe ori a vrut să moară. Tu poți face ceva? Și ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos? Tu crezi că eu pot face ceva? Și ce a spus acel tată? Ajută, Doamne, necredinței mele. Deci ați descoperit ultimul dușman? Necredința. Aceasta duce la tot ce se înseamnă distrugere. Asemănarea noastră după facerea lui Dumnezeu din Scripturi spune așa, în capitolul 1, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Păi întrebați-vă voi ce ar fi pe pământ dacă omul s-ar asemăna nou, Dumnezeu s-ar asemăna cu noi. Că de fapt noi trebuie să ne asemănăm cu El. Ce ar fi pe pământ? N-ar mai fi nimic. V-ați pus vreodată întrebarea din orgolile acestea pământești? Cu ce ochi privește cel urât pe cel frumos? Cu ce ochi privește cel bogat pe cel sărac sau invers? Cu ce ochi privește cel prost pe cel deștept? Cu ce ochi privește cel subaltern pe șeful lui? Acestea sunt elemente pentru judecată. Și știți cum? Se vor vădi atunci și gândurile. Atunci se vor vădi și gândurile. Și spune că iadul este pavat cu intenții bune. Și de ce este pavat cu intenții bune? Pentru că la prima vedere toți avem tendința să dăm impresia că suntem buni. Este imaginea care ne-o dorim din afară. De aceea pupici cu sclipici, sărăm mâna, bine ați venit, bine v-am găsit. Dar să simți că o spui din inimă. Adică să nu fie o formă falsă de respect față de seminul tău. Zi chiar sărăm mâna cu adevărat. Zi chiar bună ziua cu adevărat. Zi Doamne ajută din tot cugetul. Și ai să vezi că zidirea interumană duce la zidirea întregului cosmos și la restaurarea lui. De ce? Nu putem fi falși, că vede Dumnezeu. Și dacă noi suntem falși între noi, cu atât ce a spus Mântuitorul, nici nu știți ce vreți, nici nu știți ce cereți, nici nu știți să vă rugați. Și spune Mântuitorul atât de frumos, apropo de Evanghelia de astăzi, dacă voi răi fiind, dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cer miluiește pe cei ce cer de la dânsul. Au care părinte dă fiului său piatră în loc de pâine și șarpe în loc de pește? Referindu-se la relația tată-fiu. De ce ne dă această relație între părinți și fii? Că e cea mai tare relație. Ai văzut pe cineva să se strufoace vreodată pentru cineva cum se strufoacă mama sau tata pentru fiu? Nu există. Este cea mai puternică legătură. Sunt și animale de astea care abandonează copiii și nu îi interesează. Nu îi judecăm că nu ține de subiectul de azi. Dar în general, relația aceasta firească, mamă-fiu, tată-fiu, e nedezlegată. Și atunci Dumnezeu această relație vrea între noi și El, între noi și aproapele. Și în momentul în care vom face acestea, vom împlini ceea ce a spus Mântuitorul în Evanghelie. În momentul în care iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic înapoi, atunci răsplata voastră este multă și veți fi fiii celui prea înalt. Deci aceasta s-o putem face deliberat. Nu, Doamne, postesc să nu mă trăsnești, Doamne, mă rog să nu mă duci în iad, Doamne, mă rog ca să-mi ajut să mărite fata, Doamne, mă rog ca să ia băiatul servici, sunt bune și e și cererea firească. Dar nu numai pentru asta să te rogi, să te rogi tot timpul să vadă Dumnezeu că știi să-L prețuiești, să dai sfat bun tot timpul, să vadă Dumnezeu că te doare sufletul de semenul tău și în același timp, repet,
să ai acea putere și tărie de caracter, să schimbi monstru din tine. Ați văzut acum, societatea s-a tâmpit de tot. Au început să folosească termenul de monștri sacri. O, extraordinar! Monștri sacri, idioți, idioți legalizați. Ca ai monștri, tată, în cer sunt sfinți și păcătoși, nu sunt monștri. Monstru e omul fără conștiință. Nu există monstru cu conștiință. Ce este monstru? Un animal hidos. După închipuirea sa ești fixă. Dar în momentul în care eu sunt sfânt, sunt plăcut lui Dumnezeu, veniți binecuvântații Tatălui meu, și în momentul în care nu sunt plăcut lui Dumnezeu, ce sunt? Un păcătos. Și ce fac păcătoși în cer? Înspăimântă nici de vorbă. Plâng și tremură că au călcat porunca lui Dumnezeu. Ați văzut ce spune în Apocalipsă? Când se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, toate popoarele vor tremura și vor plânge din cauza nepăzirii poruncilor lui și nerespectării Fiului Omului, a semnului Fiului Omului. Deci, vedeți? Ce fel de monstru să plângă? Deci nu există. Sunt termeni inventați de noi. V-am mai spus odată. Hristos a fost persoană în Sfânta Treime. Noi suntem personalități. Da, noi suntem ceva mai sus ca Dumnezeu. Fraților, adevărata personalitate este omul despre care Patericul a spus atât. Călugăr, te-ai făcut om când te faci. Director, te-ai făcut om când te faci. Creștin, te-ai făcut om când te faci. Mamă, te-ai făcut om când te faci. Deci, noi trebuie să fim oameni. Dacă vom fi oameni, vom fi asemenea Fiului lui Dumnezeu și vom auzi cuvântul blând. Însemnatul sa peste noi lumina feței tale, cu pace ne vom culca și vom adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde neașezat. Deci, să vă fie clar în minte, noi nu avem dușmani, Ortodoxia nu lucrează cu vrăjmași. Vrăjmașii noștri sunt patimile, sunt orgoliile din noi, sunt faptele noastre și necredința. Amin. Lăudați-L pe Dumnezeu din cer.